Salut! Vreau să spun trei idei importante cu care am rămas eu după Ecom Team 2016. 1. Valoarea pieței globale de e-commerce a fost anul trecut de 1,7 trilioane de dolari, în creștere cu 60% față de 2010. Piața de e-commerce din România, pe de altă parte, a depășit 1,5 miliarde de euro față de 300 de milioane cât era în 2010. Deci crește mult mai repede decât piața globală, așa că suntem în industria potrivită în caz că mai aveai vreun dubiu. 2. Datele au devenit accesibile tuturor în prezent. Sunt zeci sau chiar sute de surse care te pot ajuta să iei decizii informate în business, nu mai ai nicio scuză acum. Îți dau doar două exemple, Statista.com și Google Trends. De exemplu, intră pe Statista.com și caută e-commerce. Poți să vezi acolo, printre multe alte lucruri, că venitul mediu anual pe cumpărător la nivel global va crește de la 740 de dolari la 888 în 2020. Chiar dacă cifrele sunt diferite pentru România, tendința e cu siguranță aceeași și viteza de creștere va fi mai mare și în acest caz, sunt convins. 3. Investește permanent în echipa ta. În e-commerce, ca în oricare alt business, oamenii sunt cei care fac diferența. Valentin Radu, de la Marketizator, a pus asta într-o ecuație foarte simplă. Echipa aduce clienți, clienții plasează comenzi și comenzile aduc venituri. Nu există o scurtătură pentru asta. Ai nevoie de oameni foarte buni și motivați alături de tine și trebuie să te ocupi permanent de creșterea lor, chiar dacă de multe ori ești tentat să te ocupi mai mult de marketing, de site sau de negocierile cu furnizorii. Se spune că directorul financiar al unei companii l-a întrebat pe directorul general: ce ne facem dacă investim în oamenii noștri și ei pleacă la alte companii? Răspunsul, absolut perfect după părerea mea, a fost: dar dacă nu investim în ei și rămân la noi? Revenind la Valentin Radu și la Marketizator, tranzacția pe care au anunțat-o, tocmai au primit investiție de 1 milion de euro de la 3Test Catalyst, este o dovadă că oamenilor pozitivi și care muncesc mult, li se întâmplă lucruri bune. Valentin este de departe cel mai echilibrat om pe care îl cunosc și mă bucur foarte mult pentru el. Îl felicit și pe Marius Ghenea, sunt convins că Marketizator are șanse excelente să devină una dintre de cele mai succes investiții pentru 3TS. În încheiere, te invit să parcurgi prezentarea pe care am ținut-o eu în deschiderea conferinței cu titlul Follow the Customer, Not the Money. Nu îți va lua mai mult de 5 minute și sunt sigur că vei găsi acolo câteva idei folositoare pentru tine dacă ești implicat în e-commerce. Găsești link-ul către prezentarea mea în descrierea videoclipului. Mulțumesc mult!